Mulțumesc, domnule președinte. Stimate colege, stimate colegi, obiectul declarației politice de astăzi este: președintele Klaus Iohannis a girat protocoale secrete, ilegale și neconstituționale între SRI și procuratură. Stimate colege și stimați colegi, prin avizul CSAT pentru Ordonanța de Urgență 6 din 2016, domnul președinte Iohannis a girat protocoale secrete, ilegale, neconstituționale dintre SRI și procuratură. Domnul președinte a legitimat protocoale secrete și a mințit premeditat atunci când a spus că în mandatul său nu au fost încheiate niciun protocol secret între instituțiile din procuratură și SRI. Realitatea demonstrează că președintele nu doar că știa de protocoale secrete, dar a și avizat legitimitatea acestora prin Ordonanța de Urgență 6 pe 2016, dată de guvernul Cioloș. Iată succesiunea faptelor. Curtea Constituțională a României, prin decizia numărul 51 din 15 februarie 2016, rupe binomul SRI-DNA, interzicând înregistrările și interceptările făcute de ofițerii de informații în dosarele penale. Pe 9 martie se publică motivarea deciziei din 5 ACCR în aceea zi pe 9 martie. Guvernul tehnocrat condus de domnul Dacian Cioloș inițiază ordonanța numărul 6. Joi, 10 martie 2016, cere și primește avizul CSAT și astfel SRI primește inclusiv dezlegarea președintelui țării să facă anchete penale speciale, să înființeze comisii mixte cu procurorii, să aplice la un nou nivel protocoalele secrete semnate în 2009 de doamna Chioveși, Maior și Coldea. Practic, prin avizarea de către CSAT a acestei ordonanțe, domnul președinte și-a dat acordul pentru ca ofițerii SRI să poată face anchete penale speciale exact ca pe vremea securității, validând echipele mixte. Vineri, în 11 martie, vine și avizul SRI pentru Ordonanța de Urgență 6. Luni, 14 martie, fără nicio dezbatere publică, în deplină obscuritate și cu o viteză disperată, guvernul Cioloș adoptă Ordonanța de Urgență 6, care nu doar că rezolvă chestiunea interceptărilor declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională, dar modifică și o mulțime de alte articole din codurile penale. 10 zile mai târziu, pe 24 martie, vine și avizul CSM, deși era obligatoriu de obținut în prealabil adoptării ordonanței de urgență. Pe 9 mai, public, președintele Iohannis se dezice de protocoale secrete, deși le dăduse aparență de legalitate prin avizul CSAT al ordonanței de urgență. Vă redau declarația domnului președinte Iohannis. Eu cred că cei care au semnat astfel de protocoale trebuie să și le susțină sau să le denunțe sau să le explice. Dar acest rol nu pot să mi-l asum eu. Niciunul din aceste protocoale nu a fost încheiat pe vremea mea. Așa cum se poate constata, domnul președinte știa de aceste protocoale care au fost încheiate și aprobate în CSAT în prima parte a mandatului său. Având în vedere toate aceste aspecte, Ordonanța 6 a fost respinsă săptămâna aceasta de către majoritatea parlamentară PSD-ALDE în Camera Deputaților, astfel a dispărut și baza legitimării legale a aplicării prevederilor protocoalelor secrete. Vă mulțumesc!